Gabriel Burtănete, singurul român calificat în finalele pe aparate la mondialele de la Liverpool, s-a clasat pe locul 4 la sărituri, cu o medie de 14.533, la o diferență de doar 20 de bronz. Gimnastul de 20 de ani din Buzău a primit 14.666 pentru prima execuție și 14.400 pentru săritura Drăgulescu. Cel mai tânăr dintre finaliști, Gabi a avut ca adversari sportivi mult mai experimentați, medaliați la europene, mondiale și jocuri olimpice. Aurul l-a câștigat armeanul Artur Dafțian, argintul i-a revenit campionului mondial din 2021, filipinezul Carlos Edriel Iulo, iar pe treapta a treia a podiumului a urcat ucrainianul Igor Radivilov.